trei luni mai devreme au demarat lucrările de construire a celor patru bretele la pasajul suprateran peste calea ferată de pe bulevardul Tudor Vladimirescu, o investiție mult așteptată de râmniceni și nu numai. Marți s-a dat startul lucrărilor la obiectivul de investiții, arteră de legătură între bulevardul Nicolae Bălcescu și bulevardul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran Tudor Vladimirescu. Investiția va soluționa multiplele probleme de trafic existente la acest moment și se estimează că se va finaliza cel mai târziu în primăvara anului 2020. Edilul șef a declarat că, prin demararea acestor lucrări, își respectă promisiunile făcute în campania electorală, iar pasajul suprateran Tudor Vladimirescu, investiție demarată tot într-un mandat al primarului Mircea Gutău, își va căpăta funcționalitatea completă. Valoarea investiției depășește 200 de miliarde de lei vechi fără TVA, lucrările fiind executate de trei firme vâlcene în asociere, lider de contract fiind SC Ralunic SRL. A început lucrarea pe care am promis-o în campania electorală și am promis că în decembrie, în acest an, vom începe. Uitați că pentru prima dată, poate în România, când o investiție de așa învergură, începe cu două luni mai repede sau cu trei luni mai repede. Cu trei luni mai repede. Vreau să vă spun că este punctul cel mai important pentru Râmnic, investiția cea mai importantă. Este vorba de o investiție peste 200 miliarde de lei. Mă bucur foarte mult că licitația a fost câștigată de către o firmă vâlceană, un consorciu de firme vâlcene. Eu sunt convins că chiar dacă termenul de execuție este foarte mic la așa o lucrare, este de un an de zile, sunt convins că se va realiza în acest an de zile. Și odată făcute aceste bretele, deci să explicăm vâlcenilor, fac o mică paranteză. Atunci când am dat, acum câteva luni, când am dat drumul la acest tronson, erau foarte mulți încântați de tronsonul bulevardului, dar își spuneau, domnul Gutău, dar știți, aici e curbă în dreapta, ce eficiență are? Deci nu-și imaginau că noi am făcut prima o etapă și acum facem etapa finală, pentru ca proiectul cu bulevardul de Brădurești să fie proiectul pe care noi l-am inițiat acum 12 ani sau 14 ani cât am fost, și care, cel care a fost după mine, a considerat că este bine să nu mai facă bretelele. Și am ajuns la situația stupidă când treci cu tirul podul peste calea ferată și după aia vii și stai la o barieră ca să intri din nou în acest cartier. Revenim, deci facem cu acest tronson să finalizează bulevardul de Brădulescu. Deci acest tronson de bulevard presupune și patru bretele, două la urcat, două la coborât, cu sensul giratoriu sub pod. Este o lucrare foarte, foarte amplă și sunt convins că va fi finalizată în termenul pe care l-am stabilit de un an de zile. Deci anul viitor? Anul viitor, bineînțeles, vom pune perioada, poate fi decalat cu perioada de iarnă, pentru perioada de iarnă nu se lucrează, dar cert este că eu apreciez că până martie 2020 cu siguranță vom da drumul, vom circula pe aceste bretele și veți vedea atunci ce eficient va fi când vii spre București și vrei să mergi în Ostroveni, ai coborât de pe bretea și te duci direct în Ostroveni. Vrei să mergi în nord, cobori de pe bretea fără să mai intri în aglomerația din oraș. Și invers, cei care vin din Ostroveni vor să plece la Sibiu, urcă, se duc la sensul giratoriu de la Goranu și acolo iau ori spre București, ori spre Sibiu. Acesta este cel mai mare proiect pe care am promis că îl finalizez în acest mandat. Și uitați, în al doilea an de mandat, deja l-am și început cu trei luni mai repede. Este un proiect de referință pentru municipiul Râmnicu-Vâlcea, care va duce cu siguranță la decongestionarea traficului rutier în tot orașul. Veți vedea acest lucru din 2020. Ce să vă spun? Primarul municipiului finalizează promisiunile făcute vâlcenilor. Suntem fericiți că a început demararea lucrării, dar vom fi și mai fericiți când se va finaliza lucrarea. Începem astăzi o lucrare foarte mare pentru municipalitatea de Râmnicu-Vâlcea. Deci noi ne angajăm că respectăm termenele. Adică până... Până în 2020, dacă iarna e foarte nepermisă să lucrăm, eu zic că putem să realizăm și la anul. În cadrul proiectului sunt prevăzute, printre altele, prelungirea bulevardului Tineretului de la Strada Libertății până la pasajul Tudor Vladimirescu pe sectorul cuprins între străzile Libertății și începutul bretelelor de acces la pasajul Tudor Vladimirescu, cu o arteră de circulație pe patru benzi, încadrată de trotuare și cu separator median de sens cu spațiu verde. De asemenea, vor fi realizate legăturile rutiere pentru relațiile prelungirea bulevardului Tineretului, bulevard Tudor Vladimirescu, prin intermediul unor bretele racordate la pasajul
pasajul de pe bulevardul Tudor Vladimirescu, constând în următoarele etape. Sectorul cuprins între începutul bretelelor de acces la pasajul Tudor Vladimirescu și sensul giratoriu de sub pasaj, realizarea tuturor legăturilor rutiere între străzile Referendaru și Ferdinand, prelungirea bulevardului Tineretului, precum și accesul la pasajul proiectat pe bulevardul Tudor Vladimirescu spre cartier Traian și dinspre cartier Ostroveni, prin intermediul unui sens giratoriu amplasat sub pasaj. Proiectul mai prevede implementarea de măsuri privind dirijarea traficului în zona intersecției prelungirii bulevardului Tineretului cu strada Libertății și strada Crișan, în vederea asigurării capacității de circulație până la realizarea integrală a măsurilor propuse prin studiul de trafic. Investiție finalizată în Comuna Budești. ReAJTP Vâlcea a încheiat și al treilea contract de lucrări cu Primăria Budești. Lucrarea recepționată marți, canal betonat și drum satul Barza, Valea Popești, fiind cea mai complexă comparativ cu celelalte două lucrări care au vizat consolidare drum și amenajare albie în punctul Arvinte și modernizare drum comunal Budești-Brândușari pe o lungime de 2 km și 200 de metri. Inaugurarea a avut loc în prezența președintelui Consiliului Județean Vâlcea Constantin Rădulescu, a primarului Comunei Budești Ion Vlădulescu și a directorului general al ReAJTP Vâlcea Nicolae Vălimăreanu. Chiar dacă plouă afară, am putea spune că aduce belșug. Ploaia, începem săptămâna bine în Budești și suntem alături de autoritățile locale la un eveniment extrem de important, o lucrare executată de către ReAJTP. Eu sunt aici alături de constructor, de colegii mei de la Regia Județeană de Drumuri, pe care îi felicit pentru o lucrare făcută bine, o lucrare de calitate și care, până la urmă, este făcută în folosul oamenilor. Felicit pe domnul primar Vlădulescu pentru această investiție realizată cu bani guvernamentali. De altfel, Comuna Budești a beneficiat și beneficiază de sprijinul Guvernului României și al Consiliului Județean. Aș vrea să fac câteva, să aduc în atenția telespectatorilor investiții care se vor derula sau care se derulează. Până este și drumul județean 678, care traversează toată Comuna Budești și merge până la Câmpul Mare. Este o investiție de aproape 1500 de miliarde de lei vechi și este tot a localității, pentru că nu e așa, drumurile județene nu trec pe deasupra comunelor, trec prin comune și iată și prin Comuna Budești trece drumul județean 678. Această lucrare, practic, vine exact în drumul județean 678, care se va moderniza de data aceasta cu bani europeni. Aproape 90 de miliarde, nu, domnul primar, vor veni în localitate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, PNDL 2, pentru o grădiniță, pentru un pod și pentru canalizare, ceea ce este foarte important. Această canalizare vine să întregească o suită de investiții care s-au făcut atât cu banii guvernamentali, dar și cu bani europeni și bani atrași de primărie, dar și de autoritățile județene și locale. Este o investiție foarte, foarte importantă, o investiție care a adus numai beneficii cetățenilor din această zonă, mă refer la satul Barza, zona Popești. Este o investiție finanțată pe situații de urgență de către Guvernul României. Este în parteneriat cu Consiliul Județean și cu domnul președinte al Consiliului Județean, așa cum vă spunea și dumnealui mai devreme. Sunt și alte investiții care noi le avem în derulare și o să intre la finanțare. Sunt semnate deja contracte de finanțare în următoarea perioadă. Vorbim de canalizare pentru satele Linia și Racovița, vorbim de un pod peste Pârâul Sâmnic și o grădiniță nouă în satul Budești, la școala din centrul comunei. Investiții la fel de importante pentru locuitorii și pentru comunitatea noastră. Sigur că aceste lucruri nu se pot face decât cu ajutorul și cu colaborarea domnului președinte al Consiliului Județean, al autorităților locale și guvernamentale, pentru că chiar dacă se spune la nivelul județului Vâlcea că localitatea Budești este o localitate în plină dezvoltare și cât de cât cu un buget mai mare, știți că întotdeauna problemele sunt la fel de mari și de majore la nivelul localității și sigur că ajutorul și sursele guvernamentale de finanțare sunt foarte importante și la fel de importante și pentru localitatea Budești. Suntem, așa cum a spus și domnul președinte, suntem într-o echipă, o echipă care lucrăm până la urma urmei în beneficiu cetățenilor, pentru că așa este bine unor oameni de administrație. Este bine că nu avem
arbitriu și ambiții politice, asta le lăsăm în alte conjuncturi și ne strângem mâna și colaborăm în așa fel încât, cum vedeți și aici, ies lucruri foarte bine făcute. Mulțumesc și constructorului pentru efortul care le-a depus la această investiție, pentru că nu a fost unul foarte ușor, deci a fost o lucrare foarte, foarte grea. După cum vedeți dumneavoastră, a ieșit impecabil, încă o dată mulțumiri. A fost o lucrare cumva dedicată de complexitate. Am lucrat cu trei formații din cadrul regiei de drumul și codul Vâlcea. Termenul a fost destul de scurt, astfel că, după cum se vede, am realizat o lucrare de calitate. Toți oamenii sunt mulțumiți, beneficiarul, primăria comunei, reprezentantul său, domnul primar, este foarte mulțumit. Eu le mulțumesc colegilor mei că au depus tot efortul ca, într-un timp destul de scurt, să finalizăm această investiție. Locuitorii satului Barza, situați pe Valea Popești, nu aveau drum de acces. Legătura între drumul principal, drum județean 678, centrul comunei, și locuitorii satului se efectua prin Albia Părâului, iar în perioadele ploioase, aceasta era întreruptă total. De asemenea, diferența mare de nivel dintre proprietățile adiacente Văii Popești și fundul Albiei, aproximativ 5 metri, punea în pericol stabilitatea întregii zone locuințe, anexe și grădini. Pentru rezolvarea situației privind accesul cetățenilor către locuințe și proprietăți, s-au executat lucrări de consolidare a celor două maluri ale Părâului prin realizarea unui canal betonat în lungime de 220 de metri și drumul de legătură în lungime de 250 de metri, iar pe o porțiune de 70 de metri, drumul se desfășoară pe deasupra canalului din beton armat. Valoarea investiției privind canal betonat și drum satul Barza Valea Popești din comuna Budești se ridică la peste 11 miliarde de lei vechi. 6 oameni au murit, iar alți 43 au fost răniți la locul de muncă în județul Vâlcea în primele 9 luni ale acestui an. Printre muncitorii răniți, în timp ce duceau la îndeplinire o sarcină de serviciu, s-au numărat inclusiv minori care munceau la negru. La Inspectoratul Teritorial de Muncă au fost înregistrate 49 de accidente de muncă în total, din care 6 accidente au urmare decesul lucrătorilor și 43 au urmare incapacitate temporară de muncă. Dacă ar fi să comparăm cu situația de anul trecut, numărul accidentelor de muncă înregistrate la această dată este mai mic. Din păcate, anul acesta s-au produs mai multe accidente de muncă mortale față de aceea dată din anul 2017. Este adevărat că dintre accidentele mortale înregistrate la Inspectoratul Teritorial de Muncă, o parte dintre ele sunt accidente de traseu, deci accidente de circulație, când nici angajatorii și nici lucrătorii nu au nicio vină în producerea acestor accidente, lucrătorii fiind fie pasageri, fie pietoni, au fost acroșați sau implicați în accident fără să încalce vreo prevedere legală. De la începutul anului și până în prezent, inspectorii ITM Vâlcea au efectuat câteva sute de controle la angajatorii din județ în domeniul securității și sănătății în muncă, în urma cărora au aplicat și amenzi. Biblioteca județeană Antimi Vireanul din Râmnicu-Vâlcea, proiect pentru românii stabiliți în Spania. Bibliotecarii din Vâlcea au reușit să obțină o finanțare importantă de la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni și au deschis un centru cultural românesc în Parla, o suburbie a Madridului în care locuiesc numai puțin de 6.000 de români. Datorită acestui proiect, conaționalii din Parla vor putea celebra centenarul și vor avea la dispoziție o bibliotecă cu 8.000 de cărți și documente periodice în limba română. De asemenea, în cadrul centrului vor fi organizate cursuri de limba română pentru copiii născuți în regiunea Madridului. Ce presupune acest centru cultural? O bibliotecă. Inițial am prevăzut un fond de carte de 3.000 de volume, o sală pentru organizare de evenimente, o expoziție permanentă cu obiecte tradiționale și o serie de cursuri care să ajute la dezvoltarea unor evenimente locale pentru românii din Parla. Printre obiectivele specifice, creșterea accesului la cultura românească și păstrarea identității naționale, care se va materializa și încă deja am început să facem acest lucru, prin o serie de cursuri de limba română, de cultură și civilizație,
pe care deja le postăm pe pagina de Facebook a proiectului despre care vă voi vorbi. Este extrem de important să ne îndreptăm către aceste comunități și să încercăm pe cât posibil să le aducem celor care s-au născut acolo ideea că ei sunt români și că să nu-și uite practic limba. Centrul Cultural Românesc Sfântul Antim Ivireanul din Parla va continua să funcționeze și după încheierea perioadei de finanțare, respectiv după data de 14 decembrie 2018. Centrul va fi deservit de mai multe persoane stabilite în Parla, care au urmat un curs de inițiere în biblioteconomie. Elevii Liceului de Artă Igor Vieru din Chișinău, expoziție de pictură la Râmnicu Vâlcea. Expoziția cuprinde 10 de lucrări ale micilor artiști din Republica Moldova și a fost vernisată luni seara la Galeria de Artă Constantin Iliescu din incinta Consiliului Județean, în prezența unor oameni de cultură și profesori din Vâlcea și Chișinău. Majoritatea lucrărilor sunt realizate în cadrul taberilor de creație, cât și în atelierele liceului. Liceul Academic de Arte Plastice Igor Vieru este o instituție de învățământ excepțională, nu doar pentru că aici fac studiile cei mai talentați copii din Republica Moldova, dar și pentru că este un adevărat centru cultural artistic. Elevii liceului participă la numeroase expoziții, tabere de creație în plein air, atât în Republica Moldova, cât și în România și în Europa. Grație colaborării cu Muzeul Memorial Nicolae Bălcescu, elevii liceului au onoarea să facă cunoștință cu motivele din patrimoniul arhitectural românesc, din județul Vâlcea. Pentru asta aducem sincere mulțumiri domnului director al Muzeului Memorial Nicolae Bălcescu, domnului Antonie Chelcea, pentru organizarea și susținerea tinerilor talente basarabene. Mulțumim mult! Ne dorim ca prin acest timp de experiențe să se cunoască și în anul centenar să fim mai aproape unii față de ceilalți. Eu vreau să vă zic că pentru noi este important această colaborare cu Liceul Academic, cu Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii, pentru că astfel reușim să ne cunoaștem, să facem lucruri frumoase împreună. Îi felicit pe profesorii de la această instituție de învățământ care este extraordinară, așa cum ați spus și dumneavoastră, pe amator, pentru că îmi văd legat foarte bine de tot ceea ce se întâmplă acolo și pe toți ceilalți. De asemenea, pe copiii foarte talentați care au adus lucrări în această expoziție. Elevii Liceului de Artă Igor Vieru din Chișinău vor mai rămâne cel puțin o săptămână în județul Vâlcea. Aceștia sunt invitați în aceste zile la Conacul Bălceștilor, la tabăra de pictură Tradiții Academice. Tinerii artiști vor avea astfel posibilitatea să realizeze picturi și desene în aer liber, inspirați de frumusețea parcului Conacului Bălcescu și de culorile toamnei. Astăzi este pentru noi și un început. În perioada 1-10 octombrie, la Muzeul Memorial Nicolae Bălcescu, se va desfășura tabăra de creație. Cei care sunt interesați pot veni, pot sta de vorbă cu colegii lor din Republica Moldova, numai să le spună, să zicem, cu zi înainte, că ei să meargă în tot județul. Este important că, în acest fel, ei cunosc patrimoniul și lucrurile frumoase din județul nostru. Proiectul educațional artistic este organizat de conducerea Muzeului Memorial Nicolae Bălcescu în parteneriat cu profesorii Liceului Academic de Arte Plastice Igor Vieru în contextul sărbătoririi a 100 de ani de la Marea Unire. Stadionul Tineretului din orașul de sub Tâmpa este următoarea noastră escală în fotbalul din Liga 3-a. Bun găsit de la Brașov! Aici unde ne-am deplasat pentru a asista la duelul ocupantelor locurilor 6 și 4 în seria a 3-a. SR Municipal Brașov, respectiv Flacăra Horezu. Întâlnirea contează pentru etapa cu numărul 6 și va fi condusă la centru de Ionuț Cătălinanu din Giurgiu, ajutat la cele două linii de Mihai Bălțatu din Buftea și clujanul Paul Bogdan Pojar.
În runda precedentă, stegarii brașoveni au câștigat în deplasare cu 1-0 la Alexandria, în timp ce oltenii din Horezu s-au impus pe teren propriu cu 3-0 în fața celor de la Athletic Bradu. Incertitudinea este cuvântul de ordine în tabăra galben-negrilor brașoveni, elevii antrenorului Florin Stângă, neavând siguranța zilei de mâine din punct de vedere financiar, așa cum relata presa brașoveană în zilele premergătoare jocului cu Flacăra Horezu, formație care nu are niciun fel de griji din acest punct de vedere. Și asta pentru că primarul localității Vâlcene, Nicolae Sărdărescu, este mereu alături de echipă și îi asigură stabilitatea. Cu toate acestea, stegarii brașoveni au dovedit că atunci când sunt pe teren, își fac treaba ca niște adevărați profesioniști, iar după victoria obținută în deplasare la Alexandria, aveau să recidiveze pe teren propriu în fața horezenilor. Era minutul 10 atunci când Sorin Strătilă a trimis o centrare perfectă în fața porții lui Matache, acolo unde Vlad Boția i-a luat fața lui Samson, a trimis bine cu capul la colțul scurt și stegarii au deschis scorul. La cealaltă poartă, un corner executat de Raul Nistor l-a găsit bine pe Samson, a cărui lovitură de cap a fost scoasă de sub transversală de Albert Popa. Exact la jumătatea primei reprize, capitanul Raul Nistor a fost faultat de capitanul Andrei Poverlovici. Centralul a acordat lovitură liberă, execuție pentru care s-a pregătit Raul Nistor. Horezenii au restabilit așadar egalitatea, după care au avut mare șansă și au reușit să scape cu fața curată după ratarea imensă a lui Vlad Boția. Pe parcursul actului secund nu s-a întâmplat mai nimic, asta până în minutul 90, atunci când centralul a considerat că Adrian Popa l-a faultat pe Strătilă în suprafața de pedeapsă, a dictat penalti, lovitură de la 11 metri pe care și-a asumat-o Sorin Strătilă. Așa se face că horezenii suferă prima înfrângere din acest campionat și coboară pe locul 6. Ați pierdut, din păcate, spre final. Ce ne puteți spune despre meciul de la Brașov? Am pierdut. Ce să spunem? O lipsă de coordonare a noastră. Nu ne-am sincronizat la faza respectivă. Păcat că am pierdut un punct din lovitură de la 11 metri în minutul 90. Băieții s-au dăruit, au muncit. Ce să spunem? Așteptăm următorul meci cu încredere și e prima înfrângere la limită, minutul 90. Nu pot să spun că trebuie să reproșăm ceva cuiva. Timpul a fost ăsta care se vede. Situația asta este, nu se mai poate schimba. Am pierdut un meci, n-am pierdut până la urmă nimic. Este un joc în deplasare, o echipă bună, bine așezat în teren, cu viteză de joc și sperăm să câștigăm în continuare și noi meciurile de acasă și afară să mergem să câștigăm punct sau puncte. De partea cealaltă, stegarii brașoveni leagă două victorii la rând și urcă pe locul 4, la numai două puncte în urma liderei Astra 2 Giurgiu. O victorie obținută în ultimul minut, cum a fost meciul de azi? Ne așteptam la un meci greu. E important că am câștigat și cu atât mai frumos că au fost în ultima fază, în ultimele faze, ultimele minute. Suntem bucuroși, sperăm să o ținem tot așa și să avem și sprijin din partea celor din jur și celor care ne conduc. În primul rând, bună seara, mulțumesc. Ce să zic, un meci greu cu o echipă care și-a demonstrat locul în clasament, nu mai așteptam să fie așa echipă tare, cu experiență, au venit și pe drum, au mers atâtea ore cu autobuzul și chiar mi-a pus mari probleme. Cred că e o echipă, după părerea mea, mai bună ca turnul Măgurele și Craiova. Câteva concluzii despre meciul de azi. Ce să spun, a fost un meci disputat în care cred că am făcut o primă repriză foarte bună, am avut câteva ocazii clar de a ne desprinde la două goluri. Am întâlnit un adversar puternic cu jucători buni care au cochetat cu Liga 1.
o echipă frumoasă care cred că are un cuvânt greu de spus în seria noastră. Prin intermediul suporterilor stegari am aflat detalii importante despre noua echipă a Brașovului. Câteva amănunte despre înființarea echipei dumneavoastră. În vara anului 2017, după declararea falimentului echipei FC Brașov, suporterii stegari s-au reunit și au pornit un proiect de suflet al lor pentru renașterea spiritului stegar și conservarea spiritului stegar, intitulat Steagul Renaște, SR Brașov. Prin sprijinul suporterilor și altor parteneri, echipa a câștigat campionatul județean Brașov, Liga a 4-a respectiv, și acum evoluează în Liga a 3-a. Suporterii au adus echipa până la acest nivel, a fost un efort deosebit al lor, cu mult suflet. Acum este timpul ca și orașul să se apropie de această echipă. Suporterii au făcut această echipă pentru întreg oraș. Este o echipă reprezentativă a orașului și județului Brașov și așteptăm ca și brașovenii să vină alături de echipă, să o susțină, să o încurajeze și să o sprijine. Ținând cont de tot efortul pe care l-am depus în anul care a trecut, anul și jumătate care a trecut, noi am fost o bună de brașoveni care am reușit să facem tot acest proiect și sperăm ca în continuare să se alăture și alți brașoveni, microbiști și poate, nu știu, oameni cărora doar le place sportul, să ne vină alături și să susținem împreună echipa și să o ridicăm la un nivel la care, nu știu, ne uităm la televizor și ni se pare că, wow, ce fain e în Anglia, în Germania, în Franța și în Italia și alte țări. Asta să facem aici la Brașov, să nu trească să stăm weekend-uri, să le petrecem la televizor, să ne uităm la campionate străine, să venim aici pe Silviu Ploieșteanu și să fim o mare familie cu toți. În etapa următoare, brașovenii vor juca în deplasare la Astra 2 Giurgiu. În timp ce Flacăra Horezu va primi vizita trupei lui Adrian Mititelu, Universitatea Craiova 1948. Atât de la Brașov, pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Daconescu și Paul Mocanu. De la sala sporturilor Traian Aici, unde handbalistele de la SCM Râmnicu Vâlcea primesc vizita echipei din Zalău. Este vorba de etapa cu numărul 4 din Liga Florilor, competiție în care, pentru moment, echipa vâlceană deține fotoliul de lider în clasament, la egalitate de puncte cu CSM București, dar cu un gol averaj superior. De partea cealaltă, trupa lui Gheorghe Tadici a trecut în palmares o înfrângere, un egal, o victorie și este pe poziția a 8-a. Întâlnirea va fi condusă de cuplul de arbitri gorjeni, Anton Drăgănescu, Adrian Eremia. După 3 victorii din tot atâtea posibile, spectatorii vâlceni au venit din nou în număr mare la sala Traian, aici unde formația pregătită de principalul Florentin Pera, secundat de Mia Rădoi și Ildico Cherecheș Barbu, avea să își continue parcursul perfect de până acum în Liga Florilor. Cu 30 de minute mai devreme se dăduse startul în partida de la Brăila, acolo unde campioana CSM București a câștigat în cele din urmă la 13 goluri diferență, motiv pentru care vâlcencele în echipament alb-negru aveau nevoie de o victorie la 11 goluri pentru a rămâne pe locul întâi, chiar dacă are în lot jucătoare foarte tinere. Trupa lui Gheorghe Tadici a dat o replică foarte bună în debutul partidei și în minutul 11 conducea cu 6-5. Au urmat 2 goluri înscrise consecutiv de Oltence, Zalăul a egalat apoi la 7, după care gazdele s-au distanțat încet și sigur, iar Sirena, care a marcat finalul primei părți, a găsit Vâlcea cu un avans de 4 goluri, 15-11. Actul secund a fost ceva mai echilibrat și chiar dacă vâlcencele s-au dus și la 7 lungimi, Zalăul a micșorat diferența și putea veni chiar mai aproape dacă Diana Ciucă nu ar fi parat 2 aruncări de la 7 metri.
În cele din urmă, vâlcencele s-au impus la 5 goluri diferență, 29-24, și au făcut rocada la vârful clasamentului, acolo unde campioana a preluat fotoliul de lideră. Cea mai eficientă jucătoare din tabăra gazdelor a fost Samara da Silva, autoare a 8 goluri, urmată de Lopez cu 5 reușite, Glibco 4, Gavrilă și Fernandez câte 3, Craio și Badea și-au trecut în cont câte o dublă, în timp ce Petrovici și Florică au completat lista marcatoarelor. Liga Florilor intră în mini-vacanță pentru o acțiune a Naționalei României, după care, în capitală, este programat marele derby al primelor două clasate. A patra victorie consecutivă, ce ne puteți spune despre meciul de azi? Mă bucur că am reușit să continuăm forma bună pe care am arătat-o în acest început de sezon. După câștigarea Supercupei, am legat a patra victorie. Intrăm bine, să zic așa, în mini-vacanță, cu maxim de puncte. Fetele au arătat consistență în joc, dăruire, atitudine, au fost unite, în ciuda faptului că ne-am confruntat cu destul de multe probleme, și aici mă refer la accidentări, oboseală, am jucat meciuri foarte tari în acest început de sezon, am jucat cu câștigătoarea Ligii Campionilor, CSM București, un meci de 80 de minute, o deplasare la Buzău, a urmat meciul cu Craiova, extrem de greu, de dificil. La 3 zile am jucat la Baia Mare și astăzi din nou alt meci la 4 zile cu Zalău. Un program încărcat, un program greu, dar atunci când reușești să obții maxim de puncte, sigur că poți să te declari mulțumit. Țin să felicit fetele pentru faptul că au trecut peste orice inconvenient și s-au mobilizat, au avut atitudine, am condus și astăzi pe toată durata partidei, cu un pic de atenție și de concentrare în apărare, cu siguranță puteam obține un rezultat și mai concludent. Însă, eu cred că pauza care urmează este binevenită, datorită problemelor care le-am întâmpinat în ultima perioadă, și aici mă refer la unele accidentări, anumite jucătoare care au acumulat o stare de oboseală. Sper din inimă ca ele cu această pauză să se recupereze și fizic și mental și să revină cu forțe proaspete în vederea pregătirii următoarelor jocuri. Ne așteaptă după această pauză un program de asemenea încărcat cu meciuri din 3-3 zile. Vom juca cu CSM București în data de 9, în data de 14 cu Castamonu, după Castamonu vom juca cu Galați acasă, plecăm în Turcia, revenim acasă și vin două deplasări la Brăila și Brașov. Deci vom avea un program infernal și în aceste condiții sper din tot sufletul ca fetele să fie sănătoase, să putem să avem tot lotul valid, să putem să ne desfășurăm pregătirea așa cum ne dorim și să continuăm pe aceeași linie așa cum am început. Ce ne poți spune despre meciul de azi? A fost un meci bun, per total. Mai avem câteva lucruri la care trebuie să lucrăm, dar sperăm că această mini-vacanță o să ne aducă plusul de care avem nevoie în meciurile următoare. A fost un meci foarte greu, o încurcătură foarte mare pentru că venim totuși după două etape jucate în mai puțin de 6 zile. A fost un meci bun, pe final ne-am... Nu pot să zic că ne-am prostit, dar asta este, ce să facem, mergem înainte. Câteva concluzii despre meciul de azi. Meci foarte frumos, echipa confirmă și vreau să felicit atât antrenorul cât și întreaga echipă. Este un lucru extraordinar pentru Râmnicu cu Vâlcea. Handball a redevenit ceea ce a fost și asta mă bucură foarte mult. În etapa următoare este programat marele derby CSM București, SCM Râmnicu Vâlcea, partidă găzduită de campioana ediției precedente. Atât de la Sala Traian pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Dagonescu și Paul Mocanu.